Moș Crăciun nu i-a trecut cu vederea nici pe elevii școlii post-liceale de asistenții lui Pasteur din Câmpina. El a venit pentru aceștia și pentru micuții lor, dar nu a făcut nimănui cadouri până nu a ascultat programul artistic de sărbători. Peste 60 de elevi. Este o tradiție cu ca moșul să vină la copii, elevilor și a profesorilor. Este și un moment prielnic pentru socializare atât între ei ca elevi, cât și ca familii și între ei și profesori. Mi se pare cel mai bun moment cu căldura sărbătorilor de iarnă. Nici cei mici nu s-au arătat mai puțin talentați. Au fost adevărați artiști în fața unui public numeros și și-au stăpânit emoțiile ca să nu-l dezamăgească pe moș. Vedeți ce bătrân e moșul? Da? Uite, am rugat domnișoarele să-l ajute, că altfel nu putea să mai vină de la poartă, că avea bagaje mari, ci nu putea să intre în curte. Da? Sărbarea dedicată moșului s-a transformat la final într-o frumoasă petrecere de care s-au bucurat elevii alături de familiile lor și de profesorii care îi îndrumă spre cariera pe care și-au ales-o.